Peste 360 de tineri au depus jurământul la încorporarea în Armata Națională. Ceremoniile s-au desfășurat la tabăra militară 142 din Chișinău și la Brigada de Infanterie Motorizată Moldova din municipiul Bălți. Timp de un an, tinerii soldați vor trebui să dea dovadă de multă disciplină, pregătire fizică, dar și curaj și sacrificiu pentru apărarea patriei. Vădit emoționați, părinții soldaților spun că sunt mândri de fiii lor și așteaptă să se întoarcă acasă. Marciuc Nicolae! Marcandelia! Jur! Jur! Sabăr patria! Sabăr patria! Chiar cu prețul proprii vieții! Chiar cu prețul proprii vieții! Petru Iancu este din satul Găuzin, raionul Șoldănești. Spune că și-a dorit să facă armata, deoarece crede că asta e datoria fiecărui tânăr. Am decis pentru că trebuie să, dacă devii bărbat, trebuie să faci un an, an militar. De dacă am depus deja jurământul, deja se începe un leac de seriozitate. Ce așteptări ai după acest an? Dacă îți primeați, să rămân pe contract sau să plec în altă unitate. Părinții tânărului spun că i-au respectat decizia și așteaptă peste un an acasă mult mai călit să facă față provocărilor vieții. Asta e primul băiat al meu care se face armata și mă bucur că, într-adevăr, s-a decis să facă armata și să fie bărbat. Ca să devii bărbat, trebuie să treci prin etapele astea de viață. Eu așa cred. Și ne bucurăm. Ei, noi încă de o an în urmă încă am nastroim așa ca să fac armata și s-o primit. Fratele v-a povestit numai de bine, de armată, că e bine să faci, te faci bărbat și am decis și eu. Am așteptat ziua de azi cu nerăbdare, ne-am stăruit să-l creștem un băiet, să ne mândrim cu dânsul. A terminat școala și a decis să vii la armată, n-a vrut să fac catedră, n-a vrut să fii soldat, să ne apere țara. Auzim la alții că armată, zic, să încerc și eu, să văd cum. Normal, îmi place. Nu mă jălui. E prins, dar de la început a fost cam greu. La ce oare trebuie? 6. Și stingerea la ore 10. Au hotărât să devină matur și să hotărască întrebările, gândurile care le pune el, ca responsabile să fie. În schimb, Ștefan, înainte de a decide să meargă la armată, a avut discuții lungi, iar pe alocuri aprinse cu iubita sa. Inițial, tânăra nu a fost prea încântată de hotărârea lui. Am discutat, n-am fost de acord, dar cred că o să trec peste perioada asta grea. 2 săptămâni minim să nu ne vedem, dar o să facem față la tot și o să fie tot bine. Ce așteptări ai după acest an pentru el? Să devie el mai puternic, mai bărbat și o să vedem mai încolo. Serviciul militar durează în Moldova un an. În prezent, în Armata Națională sunt încorporați în jur de 2000 de militari în termen.